În prima zi a Sfântul Paș, seara, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, s-a arătat Iisus Hristos înviat ucenicilor Săi. Ascunși de frica iudeilor, într-o cameră încuiată din Ierusalim și le-a spus, pace vouă! După ce i-a liniștit că erau tulburați, cuprinși de frică, i-au încredințat de învierea Sa din morți, arătându-le mâinile și coasta străpunse de cuie și suliță pe cruce, le-a adăugat. Precum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Prin aceste cuvinte, Domnul a trimis pe apostoli la propovăduire, având misiunea să vestească Evanghelia Mântuirii la toate neamurile Pământului. Dar pentru a întări cu putere de sus la această misiune dumnezească de înnoire a lumii, Mântuitorul a suflat asupra lor Duh Sfânt și le-a dat putere să ierte păcatele oamenilor zicând, luați Duh Sfânt, care veți ierta păcate, vor fi iertate, care veți înțunche, vor fi. Nimeni nu poate propovădi pe Hristos dacă nu este trimis de Dumnezeu. Și dacă nu este întărit de și sfințit de Harul Duhului Sfânt. Însă nu este destul pentru mântuire numai să citim Sfânta Scriptură, și să ascultăm cuvântul Sfintei Evangheliei. Trebuie să-L și împlinim, să-L facem. Nu era suficientă apostolilor și ucenicilor Domnului numai propovăduirea cuvântului. Ea singură nu poate mânti fără pocăință. Apostolii aveau datoria să învețe voia lui Dumnezeu, dar să-i curețe și de păcate, adică să le dezlege păcatele prin spovedanie, fără de care nu poate fi iertat. Pocăința și mântuire. De aceea Domnul întemeiază acum taina Sfintei Spovedanii, ca urmașilor episcopii, preoții, să spovedească pe cei ce cred și să-i dezlege de păcatele lor. Aceasta este singura cale de mântuire a creștinilor. Credința dreaptă în Dumnezeu. Împlinirea poruncilor evanghelice, dezlegarea păcatului în spovedanie. Dar curățarea dumnezească apostolul Toma nu era de față cu ceilalți apostoli când s-a arătat Domnul. Și când i-a spus toți, am văzut pe Domnul, el nici nu s-a bucurat, nici n-a voit să creadă până nu a văzut cu ochii și a pipăit cu mâna rănile Mântuitorului. După 8 zile, adică în duminica a doua, după înviere, iarăși s-a arătat Iisus Hristos ucenicilor Săi, trecând prin urște încuiate. Atunci era și Toma de față, după ce le-a zis din nou, pace vouă. A spus cu mustrare pentru Toma, adus degetul tău încoace, vezi mâinile mele, adus mâna ta și o pune în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma, pipăind, văzând rănile Domnului, cuprins de frică, uimire, a strigat cu smerenie și cu credință. Domnul meu și Dumnezeul meu, Mântuitorul însă, l-a mostrat pentru puțină credință, zicând, pentru că m-ai văzut, Domnul, ai crezut, fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Toma era un apostol îndoielnic. El a crezut numai după ce a văzut și a cercetat adevărul, pipăind rănile lui Hristos. De aceea l-a și mustrat Domnul, că credința vine din auz
ea nu din pipăire și vedere. Credința vine din interior, vine din inimă, ea nu din afară. Credința vine din cuvânt, din cuvântul învățătură, auzit din gura mamei și a toate, căci părinții trupești sunt primii dascăli ai religii în viață. Apoi credința noastră în Dumnezeu ne vine și se întărește noi din predica preotului la biserică. Din sfaturile date de bătrâni, din citirea cărților sfinte, mai ales din cuvintele învățăturile pe care le auzim și le citim în Sfânta Evanghelie. La formarea noastră duhovnicească și la sporirea drepturii credinței în inimile noastre, cel mai mare rol îl au părinții trupești, care ne-au născut, și părinții sufletești care ne-au învățat, ne-au crescut în frica lui Dumnezeu, adică preotul satului sau duhovnicul și nașul de botez. Când părinții trupești și cei sufletești sunt buni și își fac datoria creștină față de suflete pe care le cresc și le păstoresc, atunci se nasc și se formează creștini buni. Copiii ascultători de părinți, tineri cu minți și evlavioși. Iar când părinții sunt necredincioși și stăpâniți de patimi, iar cei sufletești sunt indiferenți, nepăsători față de fiii sufletești, că sunt foarte multe cazuri, atunci copiii sunt răi, neascultători, tinerii sunt necredincioși sau îndoielnici și caută dovezi văzute, ca și Toma necredincios. Pentru a crede nevăzutul Dumnezeu, cei căsătoriți vin rar la biserică sau chiar foarte rar, fiind înconjurați de griji pământești. Mulți își ucid copiii, unii își distrug familia și pacea sufletului prin divorț. Dar și bătrânii care n-au avut o tinerețe prea cu credință, adică o viață mai religioasă, profundă, își sfârșesc viața în beții, în necredință și indiferență religioasă, preosând la sufletelor lor. De vom cugeta mai mult la îndoiala Apostolului Toma, iubiți credincioși, vom vedea mai bine slăbirea credinței în Dumnezeu. În zilele noastre, dar și urmările ei cumplite pe care le trăim noi. Îndoiala lui Toma la învierea Domnului a avut un rol providențial. Căci prin pipăirea rănilor Mântuitorului Toma dovedește celor necredincioși că Hristos a avut un adevărat trup omenesc. Asemenea nouă, afară de păcat, și că a pătrimit cu trupul pe cruce pentru mântuirea lumii. Iar dacă Toma s-a îndoit de învierea Domnului, după ce a pus mâna în coasta lui, s-a căit foarte mult din necredința sa. Și a căzut în genunchi cu lacrimi și a mărturisit păcatul. Prin aceste cuvinte, Domnul meu și Dumnezeul meu, oare câți dintre creștinii de astăzi nu cad în păcatul îndoiele al necredinței în Dumnezeu? Însă se întorc la credință cu căință și smerenie, ca Apostolul Toma. Din cauza fricii și Petru s-a lepădat de Hristos prin cuvintele acestea, nu cunosc pe omul acesta. Dar îndată după cântatul cocoșului, din miezul nopții, Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Toată viața s-a căit și a plâns pentru necredința lui, pentru căderea în această mare ispită a îndoielii.
Dar dintre noi creștinii nu se îndoiesc de existența lui Dumnezeu? Câți nu-L înjură astăzi pe Dumnezeu și îl hulesc? Neștiind că înjurătura este hulă împotriva Duhului Sfânt și păcat din iertat, care înjură de Biserică, de Hristos, de Dumnezeu, de Evanghelie, de tămâie, de toate cele sfinte. Căci câți nu caută dovezi, dintre noi care nu cred până nu văd, câți nu caută să pipăie rănile coasta Domnului, căutând dovezi de existența lui Dumnezeu. Prin pământ, prin mărturii vechi, prin tainele planetelor ale Universului. Câți nu zic dintre creștini, aici e raiul și iadul, aici pe pământ este tot. Iar când se văd încercați de o boală cruntă, în fața primejdea sărăciei a morții, nici atunci nu se căiesc ca Toma să zică, Tu ești Domnul meu, Dumnezeul meu. Acum cred în Tine, Doamne, că Tu m-ai zidit mai mântuit, iartă-mă de necredința mea. Nici măcar la bătrânețe unii nu se întorc la Dumnezeu să-și plângă păcatele. Viața lor din tinerețe, cheltuită în desfrâu, în răutăți, în îndoială, în necredință. Păsând sunt aceia care se căiesc și se îndreaptă de păcate la bătrâneți. Cei mai mulți au trăit în necredință. Spre a lor veșnică o sândă. Cu adevărat mare dar este credința în Dumnezeu, dar și însoțită de fapte bune. De aceea zice Mântuitorul către Toma de 10-a fericire. Fericite ce n-au văzut și au crezut. Iar Pavel a zis către ucenicii săi, fericit este cel ce nu se va sminti întru mine. Adică nu se va sminti din dreapta credință în Dumnezeu, cum s-a smintit mulți sectari de astăzi. De ce credeți că se smintesc unii creștini în Hristos și cad din dreapta credință apostolică în tot felul de secte și grupări religioase? Pentru că ei vor să cuprindă cu mintea lor tainele Domnului credinței. Dar mai bine spus, ei vor să pipăie cu rațiunea lor limitată mâine cu asta Domnului. Adică vor să înțeleagă adâncul nepătruns al credinței mai mult decât este dat omului să înțeleagă. Dar cei mai mulți se leapădă, se smintesc de Biserică Mamă Ortodoxă întemeiată de Hristos din cauza mândriei a neascultării. Se smintesc de Maica Domnului și de mândrie și neascultare, de faimă. Spun că ar fi fost o femeie de rând. Se sfințesc de Sfânta Cruce din același cucină, spun că este semn de ocară, iar nu armă împotriva diavolului. Sfințită cu sângele lui Hristos. Neînțelegând sensul lor duhovnicesc. Se sfințesc de sfinți care sunt casnici lui Dumnezeu, prietenii ai Dumnezeu și ai noștri mijlocitori. Îi numesc oameni de rând, iar pe ei se numesc drept și mântuiți. Dacă sunt pocăiți sectari, sunt pocăiți, să spunem la un om care se lasă de păcat, se căiește. Se sfințesc de preoți. Nu le recunosc harul lui Dumnezeu care l-a primit prin hierotonie și îi judecă. Se sfințesc de tainele Bisericii întemeiate de Hristos, prin care se revarsă harul Duhului Sfânt și le refuză pe toate. Se sfințesc de învățătura Sfintei Scripturi și o răstălmăcesc după mintea lor. Spre a lor o sândă și amăgirea multora. Vom rămâne însă statornici ascultători în sânul Bisericii Ortodoxe.
și vom păstra cu sfințenie dreapta credință dată nouă de Hristos. Ne vom izbăvi de necredința lui Toma, de religia sectelor rătăcite. Și vom înțelege cum trebuie înțeleasă învățătura Sfintei Evangheliei în sensul adevărat a celor două fericiri. Fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Și fericită este acela ce nu se va sfinti într-un mine. Iubiți că din ce se cade nouă astăzi să ne bucurăm și să stăm neclintiți în dreapta credință și suntem fii ai Bisericii lui Hristos de 2000 de ani. Necredincioșii se leapădă și caută să vadă pe Dumnezeu cu ochii trupești, îndoielnici, vor să pipe rănile Domnului. Cei slabi în credință caută minuni. Omul e tentat deseori tot să caute minuni, dar să se roage mai puțin, să se apropie de Dumnezeu mai puțin. Rugăciune mai puțin. Sectele părăsesc biserica, mamă ortodoxă, răstărfâncesc domnile credințe, vestesc o altă Evanghelie. Cei robiți de patime amână tot mereu pocăință. Iar noi, fiind vierii și fiii lui Dumnezeu după har, să rămânem credincioși până la sfârșit. Știind că cel ce va răbda toate până la sfârșit, acela se va mântui. Astăzi, iubiți credincioși, a 8-a zi după Sfintele Paști, Domnul a înviat, s-a arătat apostolilor și le-a dat pacea Duhului Sfânt după care suspină toată lumea. Astăzi Mântuitorul a încredințat pe Toma că a înviat cu adevărat și ne încredințează și pe noi că vom învia cu toții la judecata de apoi. De aceea să ne bucurăm pentru înviere. Să ne bucurăm pentru mărturisirea de credința lui Toma, să ne rugăm lui Dumnezeu ca și cei îndoienici în credință, dator de semne, de minuni, tineri sau bătrâni, rude, vecini și chiar fiii, să mărturisească și ei pe Hristos împreună cu Apostolul Toma. Să ne bucurăm cu adevărat că avem cu noi în mâinile noastre pe Domnul înviat și suntem izbăviți de chinurile sufletești ale necredinții. Noi credem în Dumnezeu și nu căutăm să-i scodim taine credinței sau să pipăim coasta Domnului. Cerul stelat s-a arătat puterea Lui. Soarele luna se neamintesc de strălucirea Lui. Florile câmpului, armonia creației ne credințează că Dumnezeu este frumusețe. Copiii cei nevinovați, asemenea îngerul ne amintesc de bunătatea lui Dumnezeu. Și ne îndeamnă la sfințenie. Mamele noastre, cu prunce la sân când se roagă, ne aduc aminte de Maica Domnului, cu pruncul Iisus în brațe care se roagă pentru noi păcătoși. Pentru toate acestea, să ne lămurim mai mult în credință și să ne bucurăm. Ne putem și noi atinge de Domnul cu inima, cu mintea, cu voința, chiar cu trupul, dar nu cu nevrăjie sau cu îndoială ca Apostolul Toma. Cu inima ne atingem de Domnul prin credință, evlavie, rugăciune curată, duhovnicească. Cu mintea ne atinge Domnul prin citirea Sfintei Scripturi și altor cărți editoare de suflet. De astfel, fiecare duminică este un pact. Este ziua învierii Domnului, ziua bucuriei mântuirii noastre. Iubiți credincioși, să păstrăm cu sfințenie, cu credință curată, ferminte în Dumnezeu, să ne ferim de necredincioși, să ne ferim de sectanți, de îndoielnici, ca să nu cădem în cursurile lor. Să păstrăm cu grijă frumusețea cultului ortodox, toată tradiția străbună, moștenită de la
înaintașii noștri, să trăim în pace, în iubire unii cu alții, ca împreună să cântăm cu îngerii.